Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal. Ca de fiecare dată, vă aduc aminte de un like, un share, un subscribe, un comentariu și cam asta a fost. În seara asta mergem un pic la Real, mergem să luăm niște apă, de luni încep lucru, să mai iau ceva la camion. Mai mâncăm o înghețată, mai merg la o plimbare că e seară și cald. Și uite, îți dau 8,5 grade la ora asta la cât e ceas? 8:35. 9:25. Da, da, aici la 10 închide, așa? Da, la ora 10. Vezi că tot mișcă telefonul. N-are nimic. Ce zic fac? Nu pot să-l ții fix. Și mergem la un pic pe drum. Mergem la plimbare, spazier în Germania, nu? Spazieren, zice? Da. Mergem la spațire. Spațire în ghin, mergem la plimbare. Acum s-a schimbat. Ui, și... ce frâne bun are ăsta. Are, uite. Așa facem, pac, ia-te să pun față. Așa, mergem să mâncăm o înghețată. Ne petrecem timpul acum, seara, Claudiu a gătat și el lucru. Am gătat și eu mai înainte ce am venit. Nu mă atât că lasă. Că ăsta n-am climă. Asta e fără climă. Ba nu, old timer-ile așa. Ce se face? Vezi care au avut și climă, dar nu cei clasuri, da, S-clasurile și alea, numai unele. Da. Care au avut sistem de climatizare. Așa. Oricum, e bună, nu le facem negri. Avem climă eco. Ne bate vântul în friză. Așa. Arată familia în spate, mă. Așa. N-ai arătat. Ia uitați-vă, Anițu iar face că nu vrea să filmeze nimeni. Arată și pe Deni. Salut Deni, salut Deni. Deni a salutat și el. Așa, copiii ăștia noștri și mamă se mai timide. Au un pic de trac de camera de filmat, adică de camera, de telefon, da, nu? Eu când m-am însurat am fost mai timid. Așa? Anița. Ea nu știe, uite cum merg nemțe la plimbare cu... Ia uitați acolo, cum merg nemțe la plimbare, ia. Ăștia nu fac copii, își iau câini și plimbă câinii. Familie, copii, asta e o responsabilitate mare. E o responsabilitate prea mare pentru ăștia, ce se face. Câini așa mare și 400 de euro pe an plătește impozit. Nu? Cred că sunt și mai mari, care au impozit mult mai mare de aia, dar nu știu. Bă, nu știu, eu știu ăsta ce are, ăsta de la noi are 400 pe an. O să căruță de bani, nu? Da. Cât plătești la un Vito? La un microbus? Impozitul pe un an și la mașină. Da, la mașină, ăștia plătești la când? Când merg în concediu, îl duc la hotel. Cine mai auzit de hotel de animale? Hotel de animale, da. Ăștia au băgat câini din casă, nu mai au copii. De aia trebuie să plimbe noaptea. De aia trebuie să plimbe noaptea și cu câini. Și dimineața de dimineață. Asta e ce să le faci. Și-a schimbat omenirea, rânduiala care a lăsat-o Dumnezeu. Băgat câini în casă. Dumnezeu a lăsat pe fiecare la locul lor. O schimbat rânduială. Au făcut-o cum au vrut ei. Da. Acolo ce fac? Adună baluți. Da, sunt pe... baluți. Filmezi, uite cum acolo. Bă, Danisete, trebuie să cumpărăm ceva rece, să bem, bă, azi a fost cald. Azi ne-am luat de la... Am gătit niște pește. Și așa cum a scald, chiar m-am schimbat și m-am spălat și am stat la sobă. Am avut cod, da. Cum se zice, întreg, așa. Mare. Mare. Foarte mare. Un cod a avut 3 kg. Un cod. A fost măricel. Și a mai adus Claudiu niște crap, 6 crap i-a adus în seara asta. Și i-am curățit de i-am băgat în ladă. Da, eu am lucrat mult, am curățat și pește. Am curățat mult pește, am făcut și de mâncare.
Dar cu crapea oare nu merg să îi punem de exemplu pe grătar? Să-i poți. Tai rondele, așa, pe, să-i pui pe disc grătar. Mai bun, pe disc. Pe disc, pe disc. Te faci foc și pui discul. Cum? Da, da, da. Știi? Da, da. Un crap curățat are cam un kil și ce v-au rămas? Cam un kil, da, și ce. Da, are un kil 200, un kil 300, 6 bucăți. Dar toți îți peste un kil curățați, gata, fără cap, fără nimic scos afară din el. Trebuie să vii filmezi cât am avut pe aici. Da, da, da. Mana, asta e. Le-am băgat acum la congelator. Acolo, așa trebuie să stai acum. Da, da. A fost fain. E cald astăzi și mâine. A fost cald. Cred că și mâine tot așa. Ai de cap, neobideu. Și de exemplu la mine la carne, la lucru, nu să sunt așa. Dar când am ieșit până afară să duc gunoiul, știi? Da, 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 bă, da, da. Parcă direct în cap s-o dat, așa. Da, da, da. Așa-i. Când acolo și acum avem și frigiderul, e lângă frigiderele alealte din față la carne. E plin, da, acolo. Da. Asta e. Ana. Mai când avem vară, un pic până luni și începem treaba. Da, eu tu de luni merg la lucru. În Elveția. De luni de dimineață ești la lucru. Da, 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 da. Și-a plecat, s-a plecat concediu. Uite și țăranii merg spre casă. Oameni harnici. Unii numai acum merg la câmp. Sunt mulți care merg. Da, Sara. Ăștia au și proiectoare bune de lucră ca ziua noaptea mare, dacă nu plouă. Păi ții minte când eram pe partea la grădină, știi? Da, da. La Avram pe partea aia, erau ăia cu tractoarele pe când lucrau, ăia și pe drum se era. Da, da, da. Lumină și stăteau prin alte părți, nu aici mai la depărtare. Da, da, da. Dar așa proiectoare aveau de mare. Asta e. Îi place la gheață. Da. Uite, las da un dator să... Dar ne lasă și pe noi. Ne lasă. Ia uitați, aici așa sunt flori. Aici ai o cutie pe câmp. Vii și stai flori și bagi bani cât crezi. Că cât crezi tu că se cuvine. Că merită florile cu tare. Nu au preț fix. Și aici așa sunt flori tot anul. Da. Crește unele, se duc alea, cresc altele imediat. Câți bani crezi că merită? 1 euro, 2 euro? Ăsta e în buchetul, dacă vrei în fiecare zi. No, și sunt flori faine. Da, 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 da. Și noi am venit aici odată, așa am luat. Da, da, da. Odată am luat de aici. Sunt și chiar aproape de casă, de noi. Păi da. Bine că m-ai dat o țărăcoare asta, ca azi a fost o căldură, un mădurșoară, ai, ai, ai. Exact. Aici așa jos, când am venit de la lucru, erau cu camera. Da, poliție. Ia, 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 ai grijă. A, pe eu am 80, atât am voie pe aici. Avem trapa deschisă și geamurile și s-au de gălăcie. De la pădurea asta. Acum nu-i cine știe ce gălăcie, nu? Da, ca într-o mașină, ce? Saltele care cu geamul lui e închise și trapă. Aici, în parcarea asta, ăsta cu camere. Aici, așa sus, pe drum. Da, da, da. Știi, când te urci aici, așa sus, e drumul ăla la dreapta. Eu respect viteza, nu-i problemă, nu-mi știi cât mă prinde. Eu nu mă duc mai tare decât îi normal. Respect tot ce este, numai să nu văd ceva, să nu vezi. Așa și trebuie. În rest, eu n-am nevoie nici de amenzi, de nimic. Nu dai banii pe o amendă, ci 15 euro mergi și mânci la chinez. Da, mânci o masă, acolo cât e? 9 euro sau 10 euro. Dacă mergi de dimineață, e 9 euro. Da.
60, pare închisă. Da. Beutură cu tot, ajungi la 12 euro. Păi tot, și să ai rămân și de pită. Păi, de ce să te bagi la restaurant? Și de pită și de salamă îți mai ajunge să mai ai. Până dai banii pe o amendă și mânci bine de mediul de acolo. Da, da, da. Bun, prieteni, aproape am ajuns la magazin. Da. Mergem la Kaufland, mai bine spus. Aici așa e o parcare faină și subteran. Eu m-am băgat josul odată, știi? E la subsol? E. Yeah. Sunt locuri mai multe acolo și yeah. E mai rece, cum să zic eu, nu-i așa? Acolo trebuie să cobor cu liftul în jos. Da, știi? Păi cu liftul, dar cu mașina te bagi drept, da, în față, da, știi, acolo. Știu. Uite, aici așa e gara și ia uitați unde te cobori iară la metrou. Da. Uite, prin aia acolo e o cabină care... E o cabină prin care te bagi, e un lift și te duce jos la subsol la metrou. Da. Cabina acolo așa. Aici așa e o bucată din gara, cum se zice. Unde vine trenul, cred. Da. Oricum, ca știi ce mare e gara, pe la subteran se bagă cu trenul. Asta n-au ce face de viteză acum, asta e modernă, tare. Da, ăștia vor să facă un tren de viteză mare aici, pe zona la noi. Și să lucră intens, de vreo 2-3 ani, așa e? Da, de 2 ani. Acolo. Se lucră la un tunel, la ferate. Multe lume. Da, uite că e aproape cu... Oricum e la 10, e închid. Am ajuns la 9:05. Aici. Ia uite aici. Aici luăm biletul. Odată curentat aici. E, când aici avem cu... Când avem Vito, așa te-o curentat aici de... Ai. Bă, dar nu știu, era ceva defect atunci. Nu știu ce era, dar și eu când avem prima dată cu BMW. Aici filmează aici, yeah. Să mă pot băga. Și eu când avem prima dată aici cu mașina, știi, mi-a, după ce am luat carnetul, mi-era frică să apăs pe ăla. Mi-era frică să apăs pe ăla, ca că eu îi ziceam, mamă, ce mă electrocutează ăsta acum, că o electrocuta mult timp la rând. Uite aici pe mijloc, uite noi. Să fie loc. Deschidem ușile larg. Da, da. Trapa poți să o lași sus, da, așa aici, că aici n-are nimeni. Și trebuie. Geamul poți să lași. Aici sunt camere. Nu mai intre, n-are rost. La, bași că locuri sunt. Hai. Mai vin și oameni la cumpărături. Nu suntem numai noi. Să ne luăm căruță. Bă, ai bani la tine de căruță? Nu, las, de căruță. Cred că am eu. Dă-mi de căruță aici. Uite, am una de 50 acolo. Bun. Așa, unde-i Deni? Hai, Deni, hai. Dar ce ai făcut la picior de mine așa? Cum? Nu se prijinită peste. De unde ești? De unde ești? Zi-mă de unde ești. Nu știu de unde e. Și am ajuns sus, ne-am urcat cu cum se zice? Cu liftul. Am ajuns sus, acum merge, să vedem ce să luăm. Deja oamenii trebuie să pregătesc de adunat, să pregătesc de închis, unii au și închis. Asta e, ce se face? Deci fructe nu mai trebuie. Dar nu erau sus la rece. Sus. Ia, dar erau parcă niște și sus. La rece. Ia. Yeah.
Hai să ne urcăm cu liftul. Da, 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 să mergem cu scările alea rulante, ca cum este zice. Da. Mi-ai luat astăzi o tură de ciocolăți. Asta e produs nou? Ce este? Păi că da, că nu l-am mai văzut până acum. Asta e cereale, vă rog, place cu cereale. Sarton de ciocolată cu cereale, eu nu prea mâncă asta. Asta e căpșune, asta îi place la tine. Da, ele cu căpșune e altă treabă. Oi din este așa. Rose. Să luăm un Giotto. Mai luăm un Giotto. Uite, asta e Giotto. Foarte bun. Sunt foarte bune alea. Acum o să ne urcăm aici. De? Ce vei facem? Trebuie să mergi. Dar tu, eu, din ce cauza trebuie să mă duc? Uite așa, după să stau. Ia, așa se duce. Da. Ia uitați și aici. Între benzi aici. Ui, n-aveți nevoie de ăsta de baie. Detergent de baie, vezi că vine ui acum acolo. Și am ajuns. Ia uitați. Să vedem pe unde mai mare. Cum? Nu ne lasă să mâncăm? Da, o să ne îngrășăm prea tare, ia. Na, no, de-aia nu mai poate ia acum. Bă, hai să vedem pită, bă. Ha, sorry. Pită, pită, uite aici. Hai în față. Uite aici. Să vedem. Da, să nu mai vreau să vedem. Uite, chifle din astea, dacă vrei. Că pită... Asta nu știu. Nu, asta de aici, neagră. Aia e cu făină de porumb. Ce ai văzut, ai auzit? Da. Da, da. Și o șoartă mami la ea, pune asta în cărut și una de asta și eu cred că ajunge că mă cred că sunt cărat. Eu știu? Ce știu? Iau așa una, asta. Mai bine luăm din ala mai mare, că vă arată mai bine. Ui, ia te dau asta. Aia și asta, eu să le bag în camion. Și asta nu mai iau, sau da, iau și asta? Auzi, să iau la camion. Ți-ai luat mămăliga, Anite? Cu luat pupuleți. Pupuleți de unde se este? Din Alba Iulia. Gusto, bun. Hai să vedeți în Germania. Venim la Kaufland în Germania și găsim pupuleți Gusto de la Alba Iulia. În euro, fiind. Dar aici și vedeți, ia apă de asta, aia e jos. Da. Jos e apă, da. Nu va mai trebui nimic de aici. Interesant. Cum? Da. Să luăm și niște iaurturi. Alea. Da, niște de fapt, ne-a dat mai mult de altă. Am luat cu prăbuiști. Da, 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 pe azi am mai fost, dar am luat cu prăbuiști acum. Mai iau felie de lapte. Mai vrem ceva. Semințe avem cu la mami. Trebuie să iau niște... Iau?
bag din camion, nu dau, știi? Bă, de ce-ți dat atâta pită? Păi dau, alea mi-e vedul eu. Hai să dau 1500 la tati la camion. Și asta și aia de la noi. Sau una din asta și una din asta e la noi și restul e la tati la camion. Iaurturile alea ce le luam eu. E, dar le parte la norma erau. Da, auzi, ce se spune? Ce se spune? Vezi, Dani, iaurturi de alea bune. Da, de alea cu scris grecesc pe ele. Da, dar acum ai zis de voi că se plăcută alea. Cam gol aici pe rafturile astea, nu prea. Stai așa. Da, ăla e de fructe, iogurt, iaurt de fructe. Da. Mai multe la oaltă. O vreau să vă jos așa? Eu iau de ăsta, că de la la nu era. Ia și mie unul. Eu dau unul. Uite, de 3 euro, de ce vrei? De oricare. Da? Hai că îți iau și cred că sunt și de tine. Eu dau așa. Să-l aud pe Deni că să ia la nu știu ce iaurt. Cine? Ce iaurt simplu. Uite, uite aici. Din ăsta? Asta iaurt, da? Da. Da. Yogurt is here. Here on the egg. Yogurt de lapte, uite. Here is kleine. Here is kleine. Gerne, kein Problem. Here is. Da, ist da. Ah, super. Danke schön, danke schön. Bitte, bitte. Also, wir sind jetzt auf der Karte. Aici de ăștia e cam scumpă, ca aia de fiecare dată. O, o limbă de asta, acum asta o trebuie. Asta e limbă de vacă. Limba asta e pună sub telefon aici. Ia uitați aici. Câte chile are? Nu știu, ia ține o țâră. 64 astăzi. Cât are? Un kil, 832. Și are 14 euro, 64. Da. Pe limba asta de vacă. Da, da. Să-i pun acasă. Să iau un din ăsta? A, da. Bag aici. Am luat un șampon. Ai luat-o? Auzi că este. Bun. Da. Hai să vedem dacă îi găsim de la de parbriz la mașină. Că nu mai avem în bidone. Hai să mergem aici la autoturism. Ne ceva. Nu are să luăm niște apă. Pălării. Să vedem ce cămășiți de aici, văd dacă de lucru. 2 de XL sau 3 XL. Astea nu-s de lucru. 3 XL. De ce nu de lucru? De toate zilele, dar nu de duminică. Ia uitați, am găsit pălărie de... Asta e numai 2 de X, dar ne trebuie 3 X. Ui aici, ăsta e 2 X. Vezi, nu, ui ăsta e tot 2 X. Stai că văd, nu trebuie să spun acri. Păi ia, e lui mai mic, așa? Da, 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 da. Ce trebuie, uite, uite așa cum e asta, 3 de X. Unde are 3 X? Greu să e M până la 3 de X. XXL. Ce numai 2 de X? Cămașe cu 3 de X, tot așa. Păi de asta e acasă. Gata, 2 la Claudiu, că te luăm o cămașă. Jos, sunt mici, XL, L. Sunt micuțe tot, n-am nici să facem cu ele. Păi ia, dar numai 2 X la Claudiu, trebuie 3 de X. Ok, 3 X. Unde? Ia 3 XL. Aia pe verde, îți place că... Na, pe verde așa. Nu-i fain, așa. Ia uitați aici, zici că e... Ține-ți asta. 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 Ține-ți asta.
Bine, am și eu una așa, fix așa am acasă, tot de aici așa am luat-o. Tu ai luat de aici? Da, da, tot așa, dar fix așa. Dar asta și preț, Anița? 13 euro. Da. Păi, Claudiu, am găsit aici 2 XL, 2 XL, hai să vedem 3 XL. Ui, un tricou din ăsta, este sfainic, bele cu guliere, alea îmi place mie, ce mi-e ta. 2 XL, L, 2 XL, 2 XL, hai să vedem, nu găsim. Ia să vedem aici. Asta este negru. Tu vrei asta nu-ți bună, Claudiule. Ce e? Care? Dai 3 de X? Asta e 2 de X. Na, păi nici, trebuie 3 X. E 46-44, mă rine. Ia, dar trebuie 3 X. E ca Nicu, eu am și burtă. Aminte, ai cu 3 X acolo? Nu este. Asta e numai X. De asta? Na, aia nu-mi trebuie, nu-mi place. A, numai până la XXL aici, uite. Că scrie de la X până la X. Ce nu-ți asta, tricou, bă, nu-i că m-am și cum la asta. Nu, mă, că nu-i bun. Hă? Nu-i. Lui îi plac astea. Ce mă zic? 2 XXL. XXL. E, 2 de X, bă. Unde filmă? Aș vrea să ce zile ție. A. Că te-ai refinat. Măi, bun, Claudiu, tu ia, o lua. Ba, mă, nu-l lua. 2 XXL, dacă vreau. Îi țini, Claudiu, ță. Nu, nu de fi alb, gri. Uite, nu, nu. Nu, la clasă le place gri. Negru, hai. Ia, yeah, e, mai bun. Ce mori, e bun. Bacă, la aici, mă. Ui. Și dacă nu ți-e bun. Dar stai așa, nu, ținește aici. Ai, nu, să pantalon. Da, la aici, vine. Perie de sârmă am, da. Ui, asta nu faci mai bine și așa și așa. Nu, no, că am destul. Ce? Ai luat-o de la Liviu. Ce, peria de sârmă? Nu, vezi că nu a luat. Las cu el de la un pic, mă. Asta, uite ce pune. Și așa și ștergi și ăla de plită. Tu ai o plită și plita cu asta. Am și plita, da. Asta ce-i cu ea? De aprins? Hai, mă, numai tu. Brain paste, da. De aprins, da. Ăsta, pui pe ăla, e o pastă, pui pe lemn și dai foc. Hai să vedem dacă găsim de la ce am zis. Da, da, da. Unde căruță? Ui, ce grătare. 80 de euro. Pe aici e undeva. De care vrei albastră? Mai nu e egal de care. Mie nu, mie nu ni s-a prins becul, dar nu. Până la cât e grade ăsta? Dar nu cred că contează, că nu-i, nu-i iarnă. Cireșe ăsta, hirșe. Yeah. Lasă cireșele. A, să vedem cum e. Nu. Hai să mergem la... Asta să luăm ce mai trebuie de jos de la... Mergem să mai luăm de jos. Ui, aspiratoare. Tot ce vrei aici. Tot, tot, tot ce vrei. Poze. Scoți poze, am aparat de scoți poze. Ia uitați aici și eu mobile de bucătărie. Păpuci, uite cine vrea. Păpuci de la Puma cu 34 de euro. Ghiozdane, șosete, păpuci, iar chiloți, de toate. Uite așa. Să coni coborâm acum jos. Na, prieteni, ne-am ieșit din magazin. Mergem către lift, să mergem la subsol. Cum se zice? Ai, 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 uite, liftul în sfârșit ne așteaptă deschis. Să vină și ăștia. Na, haideți. Apasă, Anița. La minus 1. Ia, apasă pe... N-are nimic, dar le plimbăm și cu lipsă, dar nu pot să bai. Nu, dar eu am apăsat pe culoare acolo, așa a ajuns. Deja e rând. E? E, e. Ai grijă să nu te închezi.
Uite că deja s-a întunecat, uitați. Băi, iată-le, uite. La pe mai fain cald, uite. Azi oai cald. Și așa mergem prin parcări. Ia uitați acolo cum ne așteaptă mașina. Trebuie să vedem, avem telefon, dar avem să deschidem. Asta este. Așa ia, să băgăm în plase. No, bun prieteni, cam asta a fost vlogul de astăzi. Da. Am făcut și noi așa un vlog de prin oraș, unde ne-am mai dus. Ce mai facem? Mai luat, trebuie să mai mâncăm o țuță de înghețată, bem un suc. Cam ăsta a fost vlogul, dați un like, un share, un subscribe și ne mai auzim când și-ai venit să apucă să mânce fără mine. Deci toate cele bune, pe data viitoare, pa, pa!